Îmi plac poveștile fresh pentru că sunt pline de târg și învățăminte, iar dacă sunt citite și discutate la timp, ne ajută să intrăm chiar și în cartea vieții. Mie îmi plac poveștile cu dramă, o poveste care are de toate, dramă, bire, orice. Îmi plac poveștile cu Asterix și Obelix și îmi plac poveștile despre animale. Pentru că sunt palpitante. Și îmi plac poveștile cu prințese. Îmi plac poveștile amuzante. Ce sunt distractive și interesante. Îmi plac poveștile cu roboții și mașinuțe. Îmi plac romanele istorice deoarece sunt captivante. Romanele polițiste deoarece tot timpul mă țin în priză și niciodată nu mă pot plictisi citindu-le. Mie îmi plac cărțile cu mister și aventure deoarece te țin în suspans. Poveștile de seară pentru fetele bele pentru că descriu femeii care au schimbat lumea. E multă acțiune și mie în general îmi plac foarte mult cărțile acelea cu magie. Îmi plac poveștile pentru că sunt un mod drăguț de a apropia copiii, părinții și bunicii între ei și un mod plăcut de a petrece timp împreună. Bună ziua, dragii mei! Azi vă voi citi povestea Madeleine Finn și cățelul bibliotecar, scrisă de Lisa Papp. O poveste din care aveți ceva de învățat. Nu-mi place să citesc nici cărți, nici reviste, nici măcar meniul de pe mașina de înghețat. Și mai ales nu-mi place să citesc cu voce tare. Străduiește-te mai mult, Madeleine Finn, îmi spune învățătoarea. Dar uneori nu înțeleg cuvintele. Uneori propozițiile îmi rămân lipite în gură ca untul de arahide. Uneori ceilalți chicotesc când fac o greșeală. Și niciodată nu primesc o steluță de la învățătoarea mea, nici măcar o față zâmbitoare. În schimb, primesc o inimă pe care scrie, mai încearcă. Primesc o mulțime de stichere cu mai încearcă, dar eu vreau steluța. Steluțele sunt pentru cei care citesc bine, steluțele sunt pentru cei care învață cuvintele și le citesc cu voce tare. Dar știu și pentru ce mai sunt. Steluțele sunt ca să-ți pui dorințe, așa că îmi pun o dorință pentru steluța mea. Cred că durează ceva până ți se îndeplinesc dorințele, pentru că nici luni, nici marți nu-mi primesc steluța. Mai încearcă, îmi spune miercuri învățătoarea. Joi greșesc numele broscoiului, îl cheamă Samuel, încerc să-i spun Sam, dar nu merge. Nici vineri nu e mai bine. Sâmbătă mama mă duce la bibliotecă. Bună ziua, Madeleine Finn, îmi spune doamna dimple. E bibliotecara noastră. Dar mie nu-mi place să citesc, îi amintesc în caz că a uitat. O știu, îmi spune ea, dar astăzi avem ceva special, ceva ce s-ar putea să-ți placă. Madeleine Finn, ți-ar place să citești unui cățel? Doamna dimple mă conduce spre un câine mare alb. Ea e Bonnie. Ce-ar fi să alegi o carte și să-i citești? Îi place foarte mult să asculte. Bonnie e frumoasă, ca un urs polar mare și pufos. Ai vrea să încerci? Mă întrebă mama. Da, sigur, spun, dar nu foarte tare. La început am emoții. Amestec literele. Cuvintele nu sunt cum trebuie, dar apoi mă uit la Bonnie și ea se uită drept în ochii mei. Nu chicotește. Mă simt mai bine. Încerc din nou. La un moment dat mă împiedic de un alt cuvânt, dar lui Bonnie nu-i pasă. Își așează labele mari în poala mea și mă lasă să o mângâi până când încep să înțeleg cuvintele. După aceea, Bonnie și cu mine citim împreună în fiecare sâmbătă. E distractiv să citești când nu ți-e teamă că o să faci greșeli. Bonnie mă învață că nu e nimic rău dacă citești încet și continui să încerci, așa cum scrie pe sticker. Nu am steluță, dar am răbdare cu Bonnie.
Curând trebuie să citesc chiar în clasă. Dar când mă duc la bibliotecă, Bonnie nu e acolo, nici doamna Dimple. Vrei să citești al tui cățel? Mă întrebă cealaltă bibliotecară. Nu, mulțumesc. Spun cât pot de politicos. Nu-ți face griji, îmi spune mama mai târziu. Bonnie a fost puțin ocupată azi. Și la școală ce o să fac? Întreb. O să te descurci, spune ea. Prefă-te că-i citești lui Bonnie. Luni dimineață sunt foarte agitată. Madeleine Flynn, vrei să citești tu mai departe? Mă întreabă învățătoarea. Da, sigur, spun, dar nu prea tare. Prima propoziție merge destul de bine. Apoi mă încur la un cuvânt, apoi la altul. Aud pe cineva chicotind. Dar apoi mă gândesc la Bonnie, trag aer în piept și mă prefac că e lângă mine. Și pe neașteptate văd că am ajuns la sfârșitul paginii. Mă uit la învățătoarea mea care zâmbește larg. Am reușit, mi-am primit steluța. Sâmbătă mergem iar la bibliotecă. Doamna Diple s-a întors. Am primit steluța, îi spun. Vreau să-i o dau lui Bonnie. Foarte bine, Madeleine Finn, îmi zice ea. Cred că și Bonnie are o surpriză pentru tine. Madeleine Finn, ai vrea să-i citești lui Bonnie și cățelușilor ei? Da, cum să nu, stric foarte încântată. Sper că v-a plăcut. Cu mult drag.